Am făcut puțină ordine. Trebuie să facem puțină ordine și disciplină în sală. Facem un antrenament de brațe astăzi. Stai să-mi pun microfonul, dacă mai și găsesc. Când am luat mașinăria asta, ne lipsește o piesă de aici. Cred că venea o bancă ceva legată de ea. Și când faci piept, când faci biceps, pardon, și tragi de aici, ea trebuie să vină pe spate. Și faci așa. O să la maxim. Da? Și tragi așa. Când faci sus, asta trebuie să vină la maxim aici. Nu știu ce a fost, dar așa mi-a dat-o. Și atunci eu am făcut o adaptare ca să și pot să stai pe ea. Da? Deci așa. Așa. Stai perfect. N-are burete, poate o să-i pun niște burete. Dar... A început să întunericească, e cred că 6-7 ceasuri, nu știu cât e. O să facem un antrenament de brațe astăzi și atunci o să fac umeri, biceps și triceps. Pentru că, deși am făcut la piept și la spate, alaltăieri, nu am făcut febră. Așa că pot să bag, nu mă simt nici în stare să fac piept acum și spate, să stau să pun iar băncile și așa mai departe. Dar fac un antrenament de umeri, biceps, triceps. Un super set. Tot așa, prima dată încălzire, tot timpul trebuie încălzire. Așa, un pic de stretching. O să începem cu un antrenament de umeri. Să găsim două gantere mai ușoare. Antrenamentul de umeri constă în 3 exerciții. Poți să faci și 5, dar dacă le faci pe alea 3 cum trebuie, nu trebuie să faci 100. Trebuie să le faci pe alea 3 cu mai multe serii, să crești greutățile. Așa că începem cu... Dacă, în cazul în care vi se pare că n-am destule aparate câte aș avea la sală, o să vă arăt că cu ce am aici pot să fac, să antrenez toate grupele. Așa. Prima antrenament ar fi ăsta. Am început cu astea ușoare ca să fie totuși ca o și o încălzire. Deci... Mine trebuie să vină așa pe lângă corp puțin. Nu te balansezi prea mult. Cam așa. Ăsta este un antrenament. Nu vreau să vă dau prea multe detalii, dar umărul, dacă ați văzut la piept, în primul episod am făcut înclinat cu capul sus, înclinat cu capul jos și am făcut la ăsta, la spate. Da? Dar fiecare grupă, și pieptul, și spatele, și brațele, au 3 grupe. Lateral, aici interior și exterior. Și la piept la fel, sus, în mijloc și jos. De-aia te antrenezi la anumite unghiuri. Când vrei să antrenezi spatele de jos, împins. Pieptul e împins, spatele e tras. Da? E, dacă tragi în poziție în unghiul ăsta, lucrezi o anumită parte a spatelui. Dacă tragi de sus în jos, tot tras, tot spate o să intre. Dar este alt antrenament sau poți să tragi așa, să ai unghi de 90 de grade. Da? Poți să tragi cu bara așa sau poți să tragi așa. Depinde ce aparat ai. Așa și la piept. Dar astăzi, pentru că facem brațe, ați văzut ce antrenament am făcut primul. Am făcut ăsta. Cu gantere. E cel mai bun antrenament cu gantere. Nu scripezi, nu nimic. Gantere. Așa. Cu timpul o să vă arăt toate exercițiile pe care le știu eu. Așa. După care, să-l antrenez pe cel din față, tot umăr, vii cu gantera aici în față. Da? Poți să faci cu două mâini odată, dacă ești șmecher. Așa.
Câte serii, câte repetări, câte poți. Încep cu mai puține repetări, mai puține serii și cu timpul le crești și crești și greutatea. Și acum ai unul un pic mai dificil, care nu prea îl face nimeni, dar ca să ai umărul mare și rotund, nu trebuie să lucrezi doar pe ăla de aici, din față și lateral, mai e încă unul, ăsta din spate. Și ce faci, practic? Faci același antrenament, numai că te apleci la 90 de grade, corpul tău să fie ca și dacă vă ajuți aminte de lapte gros. Și ridici mâinile. Atât. Ăsta e un antrenament. Un alt antrenament la umeri. Ăsta eu de obicei îl fac în plus, la încheiere. E pentru avansați, să zicem. Da? În care, haideți să iau și banca aia ca să vă arăt o modalitate mai ușoară. Poți să-l faci și în picioare, nu trebuie să faci neapărat stând pe scaun, dar așa mi se pare mie că intră mai bine. Să vii, deci ridici deasupra capului bar. Vii de undeva de aici din față. Deci de aici din față și o ridici aici sus. E un fel de arc de cerc. Așa. Da? Deci e destul de simplu. Poți să folosești o bară normală sau o bară de asta Z. Asta este un antrenament de umăr. Poți la fel de bine să faci și cu gantere. Și îți dau un exemplu, dacă ai două gantere mai grele, ți le pui aici pe genunchi și te ajuți cu genunchiul să le urci aici sus. Și așa. Asta e un pic mai ușor pentru că, spre deosebire de bară, îți dă voie să ai puțină mobilitate. Poți să faci așa. Dar cred că cel mai bine e așa. Bun. Astea sunt 4 antrenamente. Nu facem mai multe astăzi, pentru că facem și biceps și triceps. Dar vreau să antrenăm umărul. Să terminăm cu umărul. Și după aia vă arăt și un super set de brațe. O să luăm niște gantere mai serioase. Uite, data viitoare o să aduc un cântar să văd cât au, sau să le cântăresc și o să le și vopsesc să știu cât au. Începem cu asta. Zece. Poți să folosești oglindă, dar acum eu cum uit la voi, nu o să folosesc oglindă. Așa. Eu am aici o oglindă mică. Ok. Am făcut-o pe asta. 10. 2. 3. 4. 5. Așa. Și mai aveam unul, da? Așa. Așa.
Așa. Și cât am făcut? Deja am făcut două serii. Hai să zicem că prima nu se mai pune că a fost încălzire mai mult. Nu mai pune. Deci am făcut două serii. O luăm pe asta. Așa. La fel. Dacă nu puteți să creșteți greutățile, nu contează. Puneți, faceți mai multe serii cu aceeași greutate. Mai faceți încă o serie cu astea și după aia scazi. Faci și cu astea. Încă una. Adică crești până unde poți și scazi. Și asta înseamnă 4-5 serii. 4-3, minim 3 serii. Încearcă să faci între 8 și 10 repetări. Oh. Asta. Una. Două. Trei. Una. Nu. O să beau niște apă. Așa, unde rămăsesem? Făceam la umeri. O să încerc și cu bara asta dreaptă să fac un antrenament de umeri. Vă cred că v-ați dat seama că dacă ridic de aici, lovesc în plafon. Aș putea să ies afară în curte. Dar o fac pe asta aici jos. Că tot aia e. Sau pe bancă. Oh. Se vede că n-am mai făcut. Așa. Așa. Eu cred că pentru umeri pentru antrenamentul umeri gata, că altfel folosesc prea multă energie și nu o să mai fiu bun să fac nimic la biceps. Acum vreau să vă arăt un antrenament de biceps cu triceps, superset. Dacă vrei să faci brațele mari, să zicem să crești mai repede, deci o să facem biceps cu triceps. Superset. O să mă antrenez să fac biceps cu triceps. Da? Asta o să faciți. Așa. Și începem cu ăsta, cu triceps. Dacă n-ai un scripete, o să vă arăt data viitoare, poți să faci cu ganterele. Hai să vă arăt acum. În aceeași poziție, ca și la umeri, și ridici mâna aici. Da? Ăsta e un antrenament foarte bun. Sau poți să-l faci așa. Să ții mâna lipită de cap și faci așa. Da? Chiar și cu bara. Cu bara e mai greu. Dar poți să faci. Așa. Poți să faci în picioare sau poți să faci stând pe scaun. Când o să mai avem invitați la sală, o să fac exercițiul ăsta cu cineva ca să-l înțelegeți mai bine. Dar eu prefer să-l folosesc pe ăsta pentru că mi-este mult mai la îndemână. Așa. La fel, trebuie să fii cu mâna pe lângă corp, să încerci să ții cotul lipit de corp aici,
Să nu faci balansul ăsta, că după aia nu mai îți intră aici unde trebuie. Și asta faci... Nu trebuie foarte mult balans. Așa. Pot să fac așa. Acum pot să le iau pe ăsta de aici și să fac, dar prefer să fac cu bara asta. Așa îmi place mie. Puteți să faceți și voi, nu contează. A intrat cam multe. Cred că trebuie să pun mai multă greutate. E prea ușor. Așa. Hai să mai băgăm aici greutate în plus la triceps. Deci creștem greutatea. Acum. Așa. Nu să fie nici prea departe de aparat, nici prea aproape. Cât atât de aproape încât atunci când vii cu mâna, cu brațul aici, să-ți vină mâna lângă corp și să rămână acolo. Deja am început să mă chinui, gata, nu mai pun greutate. La biceps simt că pot să bag mai mult. Și dacă ați observat, n-am oprit camera, pentru că asta înseamnă superset, fără pauză. Fac biceps, triceps, biceps, triceps și faci câte serii poți. Așa, așa, da. Haideți să schimbăm bara. Să vedem dacă e vreo diferență. Cum am spus, sunt diferite unghiuri ale mâinii, cum ții mâna. O să vă mai arăt pe viitor, dar asta este unul dintre preferatele mele. Simt că e prea greu. Mai scot un pic și scădem. Scădem greutatea, dar continuăm. Așa da. Pot să o controlez mai bine. Așa. Ai putea să faci biceps și cu gantere, nu doar cu bara. Și sunt mai multe poziții și aici. Poți să faci așa. Asta înseamnă ciocane. Vă explic data viitoare de ce faci ciocane.
Nu vei și tu să faci? Nu vei și tu? La triceps. La scripete. Așa, cam asta a fost. E de ajuns. E de ajuns. Dacă repeți... Da. Toată treaba e să repeți, să te odihnești și să mănânci. Și o să mai vorbim pe parcurs dacă vă interesează. Dacă nu, o să fie comentarii, nu o să fie vizualizări, nu o să fie like-uri. Înțeleg că nu vă plac aceste materiale și nu o să mai fac. Dar dacă o să vă placă și puneți întrebări, o să încep să fac, să filmez de câte ori mă antrenez. Ca să vă arăt și ce mănânc și ce antrenamente fac, de câte ori fac, când merg la muncă, când e bine să te antrenezi și așa mai departe. Vă pup!